Senatorul PNL Călăraș Ciprian Pandea a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținută zilele trecute la sediul formațiunii politice că au fost făcute demersuri pentru urgentarea aprobării legii consumatorului vulnerabil. De asemenea, senatorul a vorbit despre situația pandemică din țara noastră și desemnarea lui Nicolae Ciucă pentru funcția de premier. Partidul Național Liberal a urgentat aprobarea în Parlament a legii consumatorului vulnerabil, iar astăzi când discutăm săptămâna asta în orice din județul Călăraș, am început deja să primească cereri din partea oamenilor. Am să rog pe colegul meu, domnul deputat Emil Dumitru, să vă spun un pic despre compensare și plafonare, astfel încât oamenii, și rugămintea este să preluați acest material, astfel încât oamenii să înțeleagă că această iarnă nu va fi diferită față de iarna trecută, că guvernul a lucrat activ la plafonarea prețurilor și la compensare, că și asta este foarte important, și că nu este o criză care afectează doar România, ci afectează întreaga Europa și, cred eu, în curând, întreaga lume. Situația pandemică e destul de urâtă, ca să nu spun altfel, pentru că, vedeți, avem din ce în ce mai multe cazuri de COVID și sistemul sanitar e din ce în ce mai aglomerat de astfel de cazuri. Și, din păcate, pentru noi, vaccinul nu ne protejează suficient, motiv pentru care se vor și institui niște măsuri un pic mai dure privind distanțarea socială și libera circulație a celor care nu sunt vaccinați, pentru că trebuie să înțelegem că este important să ne vaccinăm. Și, apropo, aici, să știți că, spre deosebire de celelalte campanii ale celorlalte partide politice, noi avem în proporție de 70-80% membrii noștri de partid sunt vaccinați și noi, parlamentarii și cei de față, suntem vaccinați. Nu mai facem nicio campanie acum destul de târziu, ai domnule, trebuie să mergem să ne vaccinăm. Am fost responsabili de la începutul pandemiei, motiv pentru care v-aș ruga să fiți alături de noi. Ați văzut că atât domnul prefect, cât și organizația municipală au început au demarat o campanie de încurajare a oamenilor astfel încât să participe activ și să participe activ la campanie și, bineînțeles, să se vaccineze, că este foarte important lucrul ăsta. Numai așa vom putea să scăpăm de acest virus. Știți foarte bine că la noi am fost un pic mai afectați de acest virus, pentru că Dan Drăgolin, Dumnezeu să ierte, s-a apropiat din cauza acestui virus. Săptămâna aceasta un consilier local s-a stins din viață din cauza acestui virus, pentru care v-aș ruga să fiți alături de noi în campania aceasta și să îi îndemnăm de oameni să se vaccineze. Ieri, domnul președinte a făcut o desemnare în persoana domnului general Ciucă, deși până ieri, cu toții din Partidul Național Liberal, am mers pe ideea că președintele partidului trebuie să fie propunerea noastră ca premier. Sperăm ca celelalte partide politice să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate, să-l voteze ca prim-ministru, să voteze guvernul propus de către PNL și UDMR, astfel încât să avem un guvern cu drepte bine și să trecem cu bine de această iarnă și, bineînțeles, peste această situație pandemică.